Lipsa dozelor de vaccin nu este o problemă specifică doar țării noastre. Sunt tensiuni între reprezentanții companiilor care produc vaccinul și oficialii de la Bruxelles, deoarece contractele de livrare sunt încălcate. Colega mea, Eugenia Foarfecă, urmărește subiectul. Eugenia, bună seara! Știu că AstraZeneca nu poate livra la timp toate dozele. Ce noutăți ai? Bună seara, Andreea, bun găsit doamnelor și domnilor. Așa este, după ce am văzut că săptămâna trecută Pfizer-BioNTech a livrat cu 50% mai puține doze decât cele promise inițial, cel puțin pentru România. Iată că și compania AstraZeneca a anunțat că va avea probleme cu livrarea acestor doze de vaccin. Practic, reprezentanții companiei AstraZeneca a anunțat că din cele 80 de milioane de doze promise celor 27 de state membre UE până la finalul lunii martie, 31 de milioane nu vor fi livrate, atenție, pentru că există aceste probleme de producție la una dintre fabricile sale care se află în Belgia. De altfel, chiar astăzi, reprezentanții companiei AstraZeneca au dat explicații la Bruxelles. Oficialii de acolo sunt tare nemulțumiți pentru că, deși spun ei, au plătit 336 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze care ar fi trebuit să ajungă la toate cele 27 de state membre UE, iată, există deja aceste întârzieri de livrări ale vaccinului deja anunțate și că această companie nici măcar nu a folosit o parte din bani pentru a mări această capacitate de producție. Așadar, Andreea, vedem că în țară avem de-a face deja cu întârzierii la vaccinare pentru o anumită categorie de populație. Este important să spunem totuși și ce se întâmplă dacă nu facem rapelul, adică această a doua doză de vaccin. Am stat de vorbă astăzi cu mai mulți specialiști și mi-au explicat așa. Eugenia, este vorba de fapt despre acest titlu de anticor. Dacă facem o singură doză, acest titlu de anticor practic nu este suficient. Este prea mic pentru a apăra organismul împotriva celor forme severe de boală. Și practic, odată ce primim acea a doua doză, are loc pe românește o reantrenare a sistemului imunitar și organismul capătă mai mulți anticorpi și deci capacitatea aceasta de a lupta mult mai bine cu boala. Până una alta, așteptăm să vedem ce se întâmplă pe 29 ianuarie, pentru că atunci Agenția Europeană a Medicamentului trebuie să dea această autorizație de punere pe piață pentru vaccinul de la AstraZeneca.